Proiectul noului delfinariu, modernizarea, este în sfârșit finalizată și din punct de vedere al recepției. Am avut recepția, am ieșit bine, Consiliul Județean a reușit să facă un bazin foarte frumos, o amenajare excelentă și abia așteptăm să putem muta și delfinii. O vom face luni. O vom face luni și până atunci scoatem praful, fiindcă delfinii nu au păr în nas. Și în consecință, delfinii nu sunt protejați de praf. În mediul lor, natural, de unde provin, nu există praf. De asemenea, trebuie să facem o foarte bună dezinfecție, foarte bună curățenie, fiindcă nici bacterii nu vrem să existe, nici virusuri, trebuie să fie totul curat pentru dumnealor. Lunii aducem, iar de luni până miercuri, joi, vom intra într-o perioadă de acomodare, fiindcă ne dorim să nu lăsăm turiștii fără să-i vadă. Sunt unii care vin pentru o perioadă mai scurtă la mare. Am decis să facem vizionare, chiar dacă nu vom avea reprezentații propriu-zise. Vom avea vizionare. În baza biletului de microrezervație, firește mult mai ieftin, de 8 și de 2 lei, turiștii vor putea intra câte jumătate de oră la delfini să-i vizioneze în momentele lor de adaptare. Și aceasta este și un element foarte important educativ. De ce? Din cauza faptului că oamenii trebuie să înțeleagă, și mai ales copiii, că sunt animale, au o biologie, o structură similară cu a noastră, care și noi trebuie să ne adaptăm. Și în consecință, această educație va folosi, fiindcă ei trebuie să ne adapteze și noi la rândul nostru la mediul marin, dar ei la mediul antropizat, la mediul modificat de noi. Ăsta este motivul pentru care 2 zile facem curățenie, de următoarele 2-3 zile vom face adaptarea delfinilor și sperăm undeva pe miercuri, pe joi, să facem și inaugurarea. Depinde de alți factori și în special de răspunsul lor adaptativ. De asemenea, aici, într-un bazin de 3 ori mai mare, un bazin mult modern, bine modernizat, mult mai frumos, cu apă cum n-a avut niciodată Constanța, cu apă foarte bine filtrată, alt proiect european, de data asta accesat de complexul muzeal, toate astea vor aduce niște condiții excelente. Mai mult, avem o legătură într-un bazin de retenție, între bazinul mare și bazinul de retenție, mă refer la bazinul de 1 și de 3, o legătură, un tunel care de data asta este funcțional, cu o ghilotină, acolo va exista un mesh care o va masca, o ghilotină care permite închiderea și deschiderea unui traseu și în felul acesta avem și loc în care eventual putem să facem pui, mai bine putem să-i examinăm, putem să le recoltăm probe de analiză și în felul acesta să avem un mai bun control al stării de sănătate, al stării de întreținere a lor. Vă așteptăm cu drag, de săptămâna viitoare vom funcționa. Cu siguranță că pe joi, pe vineri deja vor fi complet adaptați și în consecință vom putea oferi și noi ceea ce ne-am dorit dintotdeauna, o reprezentație în adevăratul sens al cuvântului, la standarde europene și, vă spun, sunt puține piscine, puține delfinarii în Europa care au standardele pe care le-am atins noi acum. Și în acest sens, mulțumim Consiliului Județean, fiindcă este un proiect european, accesat de Consiliul Județean. Ani de zile acest proiect a însemnat construcții, au însemnat proiecte, au însemnat îmbunătățiri, toate astea au adus acest delfinariu care este și de zi, și de iarnă, și de vară, și de zi, și de noapte, acest delfinariu care înseamnă climatizare, înseamnă dezumidificare, înseamnă răcire, încălzire respectivă a apei, înseamnă filtrare, înseamnă 1200 de metri cubi plus alți 200 de metri cubi în bazinul de retenție, înseamnă 1400 de metri cubi, condiții excelente pentru delfini. Iar imediat ce am mutat delfinii aici, avem planuri, proiecte ca vechiul bazin să-l modificăm serios și să avem, sperăm, la anul, pentru prima dată, un bazin cu geam acrilic.